Începem, domnule Țin, cu discuția de astăzi pe îngrijorarea legată de lotul AstraZeneca retras de autorități. Mai multe țări, printre care și România, a anunțat că s-a suspendat vaccinarea din acel lot. Ce trebuie să înțeleagă cei care ne privesc și cei care s-au vaccinat, da, din acel lot? Că există întotdeauna o preocupare a autorităților și a lumii științifice cu privire la siguranța acestor dispozitive medicale și a diferitelor tratamente, că la cea mai mică suspiciune că ceva poate să nu funcționeze, aceste loturi sunt imediat retrase până la clarificare. Discutăm de o alertă pornită din Italia asupra acestui lot. A existat o persoană care a suferit de o tromboză în urma administrării acestui vaccin, însă de la acest adevăr până la stabilirea corelației dintre vaccinare și apariția trombozei este un proces care trebuie să se efectueze, o cercetare care trebuie să arate, dacă vreți, cauzalitatea dintre administrarea vaccinului și apariția acestei tromboze. Tocmai pentru că a existat această neclaritate, autoritățile din mai multe țări au hotărât și au decis, pentru siguranța cetățenilor, să retragă aceste loturi de la vaccinare. Pentru celelalte loturi existente nu au fost raportate astfel de evenimente și dacă ne uităm doar la Marea Britanie, care a vaccinat majoritatea populației cu AstraZeneca, nu s-au înregistrat reacții adverse din zona trombozelor. De aceea, dacă ar fi să existe o cauzalitate între vaccinul AstraZeneca și apariția acestei tromboze, cel mai probabil este legată de o deficiență pe acest lot în fabricație. Însă și până acolo trebuie să ajungem să avem anumite dovezi ca să putem concluziona acest lucru. Deci dacă ne-am vaccinat din acest lot, nu este cazul să ne îngrijorăm, pentru că multă lume ne scrie, cei care s-au vaccinat ne scriu zilele acestea, îngrijorați, da, pe bună dreptate, după apariția informațiilor despre care ați spus și dumneavoastră. Este normal să fie îngrijorați, a apărut o alertă în spațiul public cu privire la o posibilă corelație între tromboză și acest lot de vaccin. Populația trebuie, cei care s-au vaccinat cu lotul respectiv, trebuie să rămână în permanent contact cu medicul de familie. Orice simptomatologie care apare, indiferent că este explicabilă sau inexplicabilă, fie că pacientul consideră că este importantă sau nu, orice simptomatologie trebuie comunicată medicului de familie, dacă acesta consideră necesar. Se va face o evaluare medicală și în urma evaluării medicale vor fi dispuse anumite investigații suplimentare. Însă nu trebuie să creăm o panică națională. Este nevoie de vaccinul AstraZeneca pe piață, așa cum este nevoie și de Johnson & Johnson, pentru că ne aflăm într-o luptă contra cronometru cu acest virus. Virusul suferă, după cum vedeți, mutații succesive. Nu știe nimeni și nimeni nu poate garanta când virusul nu va suferi o mutație care să afecteze tocmai proteina de suprafață, spike, pentru care au fost create aceste vaccinuri. Deci nu putem pierde, dacă vreți, timpul riscând la un moment dat să nu mai avem niciun fel de eficiență.